simt o mare dezamăgire, pentru că sunt senator de Prahova, domnul Mereșcanu, senator tot de Prahova. Ultima oară ne-am văzut, cred că la 24 ianuarie, la Muzeul de Istorie din Ploiești, manifestare mare, acolo umăr la umăr, aveam proteste împotriva Robertei Anastase. Era ceva, cum să spun, domnul Mereșcanu, un continuu, mi se părea profund ancorat în USL și chiar dacă avea niște probleme prin PNL pe acolo, nu știu, nu le-a mărturisit niciodată, cel puțin în fața mea, dar acum dacă îmi scoteam pălăria în fața dânsului, mi-am pus-o adânc la loc în cap și vreau să vă spun că consider că gestul pe care l-a făcut domnul Meleșcanu, un gest greu de explicat la 71 de ani, să te lași pradă unul asemenea cântece care ți se susură pe la urechi, de sirenă, de nesirenă, de ce ar fi, de la Băsescu, de la alții, probabil, nu știu, dar dovedești lipsă de caracter. Ce ți-ar face la vârsta asta să, când ai o structură, ai trecut în viață până atâtea, ce te-ar face să răspunzi la un cântec de sirenă al lui Traian Băsescu și să accepti o asemenea funcție, dând o lovitură tuturor colegilor pe care ai avut. Iar referitor la aserțiunea că... Cât Băsescu, de mare a fost lovitura, domnule, sau? Noi am resimțit-o puternic, pentru că și la Senat ne-a făcut un mare rău. Era un senator, noi la Senat suntem așa cu bob numărat, reușisem să ajungem să avem unul în plus, acum iar nu mai avem. E o mare lovitură pe care a dat-o domnul Meleșcanu. Aserțiunea asta avansată de către toți băsiștii că Traian Băsescu a luat unul de la opoziție, că vezi, domnule, asta e practica. Păi nu e de la nicio opoziție, acum s-a dovedit că nu e. Noi opoziția ne-am dezis de el, deci el nu este de la opoziție. Dar nu poți să mergi cu teoria asta să o prezinți Europei sau cu vrei tu, CIA-ului sau altora, domnule, noi am fost unul de la opoziție. Exact. Și dădea deci, opoziția acest cum nu este de la opoziție, a fost, să spunem, o conservă, cum zic unii, în opoziție și odată desfăcută această conservă a ieșit caracterul la iveală.